Sâmbătă 19 august 2017 mă aflu în localitatea Ulm din județul Dâmbovița la sediul Columodromului Internațional Porumbei de Top. Porumbei au sosit de aproximativ o jumătate de oră. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre premianții acestei etape semifinale de la Iași, 300 de kilometri. Este vorba despre frații Georgescu, da? Da. Vă salut, domn Georgescu. Ce faceți? Da, da. Foarte bine. Văd că stați foarte bine. Locul 2 și 11, da? Da, da. Din prima, așa. Da. Ce ne puteți spune? Cum vi se pare că au venit porumbei? Porumbei au venit bine primii, însă pe parcurs văd că vin foarte rar datorită căldurii și a vântului care cred eu că îi bagă în munte din nord-vest, din nord-est bate vântul. Câți porumbei aveți astăzi din semifinală? Am avut 3 porumbei. Deci deja 2 au venit, nu? Și au venit deja 2. E bine. Locul 2 și oricum, acum cred că sunt în jur de 40 de porumbei sosiți până la ora asta. Da, sunt și o să mai vină. O să mai vină, da. Vin mai rar, dar se strâng. Porumbei sunt foarte bine îngrijiți și de aici zona e foarte bună, nu sunt obstacole să se lovească, ceea ce a dus și la procentajul mare de porumbei. Rămâși și până la momentul ăsta. De la învățare, da. Pe ce cu alte columbodrome ați mai dus anul ăsta? Sunt dator vândut, am dus la aproape toate columbodromele care... Deci ați rămas în continuare un participant înfocat, așa să zic, nu? Și așa voi fi până noi mai fi. Da, am băgat peste tot. Până acum am avut șansa să iau la Sofia locul 24, am la 500 de euro. Acum văd că și se premiază și aici locul 2. Poate mai scot din banii care am băgat. Da. E o investiție semnificativă, într-adevăr, dacă duceți pe multe columbodrome. Cu risc, pentru că n-ai cum să scoți atâția porumbei, 40-50 cât am băgat eu la columbodrome, să fie toți buni. Da, nu există așa ceva. Cine spune că nu seamănă frate cu frate, cuib cu cuib. E greu să găsești porumbei câștigători. Dar asta e plăcerea, să ne întâlnim aici, la o bere, la un mic, la o discuție. Asta e frumusețe. Emoții împreună aici, nu? Emoții împreună, uite, fugim de la un columbodrom la altul. Am înțeles că acum vreți să plecați la altul, după ce mai stați puțin. Da, plecăm la finala la Alpin. La Alpin, da. Da. Frumos, perechile de porumbei din care reproduceți anual pui pentru columbodrome, vi le-ați cam păstrat în mare, așa? Sunt perechile care le-am format de-a lungul anilor, din porumbei de Janssen de Clac, care m-au satisfăcut cel mai mult. Da. Acum am introdus și o americancă de la Ganus, anul acesta. Și a confirmat deja? A început să se vadă, da. Câți porumbei mai creșteți? Mai aveți mulți? Nu, mai am foarte puțin porumbei, vreo 50 de porumbei. Deci, practic, perechile numai pentru columbodrome, nu? Toți. La club zbor numai maraton, da. Țiu pui de maraton, iar ce mi-au rămas de la columbodrome, din porumbei de columbodrome, i-am băgat la Star 5, la domnul Dumitru Ionel, care iar îngrijește foarte bine și... Îi zboară el. Eu nu mai am răbdare să mă ocup de ei. De pregătire, într-adevăr. Pregătire, trebuie să-i duci la zbor, e greu. Într-adevăr. 67 de ani e greu să se... Mulți înainte, vă țineți bine, să știți. Da. Porumbei vă țin așa în formă, nu? Da, probabil. Probabil. Am înțeles. Aș trebuia să plec la finala de la Republica Moldova. Aveți și acolo? Da, dar am renunțat în ultima clipă, că m-am gândit că sunt mai multe oportunități aici. Exact, vă mișcați altfel aici, că sunt mai multe pe metru pătrat. Da. Vă felicit mult, domn Georgescu, sincer, îmi face mare plăcere că vă văd din nou pe podurile columbodromelor din România, așa cum i-ați fost și în urmă cu mai mulți ani. V-am văzut și am făcut niște materiale și pe la... Da, la Ștefănescu, la Bibi, da, exact. Da. Super. Merita să știți niște rezultate. O să fiecare că mai fi pe pământ. Meritați, pentru că sunteți un columbofil foarte pasionat și serios și puneți mult suflet în tot ceea ce faceți în domeniul ăsta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, vă felicit încă o dată. Cu stimă, domnul Georgescu. Sănătate.